Simbolul emblematic al Alpilor ne așează în față o nouă provocare. Din localitatea Täsch, trenul ne apropie de stațiunea Zermatt, iar mai departe, direct prin munte, expresul Zermatt-Sunnegga ne poartă în câteva minute la 2288 metri altitudine. Cu mult mai mult decât o simplă terasă cu priveliști unice spre vârful Matterhorn, Sunnegga reprezintă un important punct de plecare în circuitele turistice din zonă. Traseul propriu-zis va începe din proximitatea Blauherd, punct spre care ne îndreptăm cu ultima telegondolă. Traseul celor 5 lacuri ne stă înainte. Așteptați-vă la întâlnirea cu rasa de capre Blackneck, originară chiar de pe aceste meleaguri. Drumul nostru este unul ușor, însă rareori ne vom păstra privirile ațintite la el, ci vom căuta înălțimile celui mai fotografiat munte din lume. Lacul Stelizei este prima destinație. Poteca ne poartă de-a lungul malului, apropiindu-ne de Matterhorn. Următoarea bifurcație descoperă și următoarea atracție, lacul Grindjisee. Matterhorn sau Mont Servant, Monte Cervino, este fără îndoială cel mai fotografiat munte din lume. Este popular în rândul alpiniștilor și fotografilor pentru forma sa piramidală de neconfundat. Motivul principal pentru care ne aflăm pe malurile lacului Grindjisee sunt reflexiile vârfului în apele limpezi ale lacului. Ceva din farmecul toamnei adaugă culoare întregului traseu. Proximitatea lacului Grünsee sau lacul verde reprezintă o provocare pentru geologi și botaniști, care vor găsi aici interesante formațiuni de roci, cât și o floră abundentă. Peisajul este completat de dominanța vârfurilor de peste 4000 de metri altitudine. Îndrun spre cel de-al patrulea lac, poteca dansează printre zadele impregnate de culorile și nuanțele acestui minunat început de octombrie. Moisei este un rezervor artificial. Ceea ce îl face special sunt tentele turcoaze ale sedimentelor din apă. Malurile lacului Leisee ne reapropie de Sunnegga. Distanța parcursă până aici, respectiv 9,3 km, ne ține în formă pentru coborârea spre orașul Zermatt. Iată cum obiectivul aparatului de filmat cu greu se poate îndepărta de grandiozitatea celui de-al 6-lea cel mai înalt vârf din Alpi. A fost o zi frumoasă. Am gustat puțin din ceea ce Elveția continuă să ofere turiștilor săi. Satisfacție deplină. Ziua de astăzi e petrecută, dar nu uitați, mâine Elveția devine și provocarea voastră.